La 3 ani după inaugurarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, proiect european prin care s-a realizat modernizarea 30 de străzi, autoritățile locale au depistat primele probleme. Primarul Laurențiu Leuranu spune că deficiențe s-au constatat pe trotuarul de pe Alexandru cel Bun, dar și pe strada Ștefan cel Mare. Reparații trotuarul Alexandru cel Bun, cum te duci pe partea dreaptă de la Fundația Melchisedec până spre Romanița, am trecut pe acolo și am văzut niște deteriorări la asfalt și am cerut constructorului care a făcut acolo să rezolve problema. Pe banii lui și pe cheltuiala lui se rezolve problema și deja a și rezolvat. În aprilie 2015, edilul Romanului a constatat mai multe probleme la infrastructura modernizată prin Pidu, cerându-le constructorilor să ia măsuri de îndată pentru refacerea străzilor după ieșirea din iarnă. Săptămâna aceasta, pe Ștefan cel Mare, pe străzile din Pidu, avem o monitorizare și verificare acolo unde au apărut mici deteriorări să fie deja rezolvate. Ca să nu mergem cu făcutul și cu uitatul, să mergem cu făcutul, cu întreținutul și păstratul. Lucrările la Pidu au început în decembrie 2010 și au fost terminate în iunie 2013. Prin Pidu s-au modernizat 30 de străzi, s-au reabilitat 9.730 de metri pătrați de suprafață carosabilă, s-au amenajat 34.620 de metri pătrați de trotoare și 6.056 de locuri de parcare. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 27 de milioane de lei.